Conform statisticilor Direcției de Sănătate Publică Constanța, în luna august s-au înregistrat 24 de cazuri, în septembrie 42, iar în octombrie sunt deja 14 bolnavi de meningită. Nu putem vorbi despre o epidemie de meningită la Constanța, pentru că epidemia înseamnă mult mai multe cazuri raportate la numărul de populație. În luna octombrie, până la data de 9 octombrie inclusiv, au fost diagnosticate 14 cazuri. Probele au fost transmise către Institutul Cantacuzino și atunci când vor fi gata, peste 7 zile, peste 14 zile, vor reveni la Constanța. De la începutul anului școlar a crescut și numărul îmbolnăvirilor cu enteroviroze, afecțiuni digestive care se transmit mai ales din cauza mâinilor murdare. Părinții știu că odată intrați în colectivitate, copiii sunt expuși îmbolnăvirii, așa că și au măsuri de prevenție. Îl pun să șteargă băncuța în fiecare zi, să aibă și el grijă de să se autoîngrijească. Noi și acum, tot timpul fără asta, avem bidonașul acela, în gentuță. Da? Da, de dezinfectant. Cum veni de la școală, primul lucru ăsta este spălatul pe mâini, păi, dar nu știi pe ce pune mâna. Medicii atrag atenția că principala metodă de prevenție a îmbolnăvirii cu un enterovirus este spălarea mâinilor cât mai des, atât înainte de masă, cât mai ales după folosirea toaletei. La Constanța nu se știe încă numărul exact al tuturor copiilor cu meningită din județ, deoarece autoritățile nu au o situație clară cu privire la răspândirea bolii.